procedurile mult mai simple, avem terenuri în proprietate la Șapca Verde, cum știți, se numește locul respectiv, lângă metro. Ar fi fost mai simplu schimbul, chiar din proprietatea universității sau la, în zona Boia. Acest teren este cel mai sensibil, să spunem, pentru că este protejat de lege ca stic necesar cercetării. Dar comunitatea, am prevenit Senatul, toată lumea știe despre ce este vorba, că nu am supus la vot, dar sunt sigur că va trece, pentru că oamenii, colegii, au înțeles necesitatea și utilitatea și, în primul rând, a unui spital de copii monobloc. Ca tare, suntem dispuși să facem și noi demersuri și chiar, mă rog, sacrificii, în sensul în care, pierzând acest teren, această porțiune dintr-o stațiune protejată de lege pentru cercetare, va trebui să o locuim fie printr-un teren cumpărat, cât mai în apropiere, sau chiar la distanță, dar să intre în cadrul aceleiași infrastructuri care are, nu are personalitate juridică separată, dar are autofinanțare și obiective de cercetare clare, stațiune de cercetări, tipul de Cluj-Napoca, și să locuim această parcelă cu alta, poate chiar mai bună, din sensul, în sensul fertilității și a posibilităților de a face irigații, pentru că este deocamdată destinată plantațiilor pepinierilor, cu mulțirii materialului săditor, ornamental, pofruri, piteri și mulțumesc. Putem să facem acest lucru, nici pentru noi este simplu, dar, pe de altă parte, apreciem intenția Consiliului Județean de a ne oferi ceva la schimb, clădiri, patrimoniu în apropierea terminului Agronomia. Și toate acele clădiri, sigur, după ce vor fi renovate, schimbate, destinația, în special pentru cazarea studenților, eventual și alte activități legate de educația universitară. Consider că este, apreciem și oferta Consiliului Județean și cred că este o acțiune care va avea efecte pozitive și pentru comunitate, și pentru starea generală de sănătate a copiilor din Transilvania, pentru că cu siguranță va fi deservit de întreaga Transilvania și nu numai, dar și pentru universitate. Toată lumea este, să spunem, câștigătoare și de la acest punct trebuie să plecăm.